ne creăm tot felul de fantezii, ne agățăm de plăcerile simțurilor și totul se termină în dezastru. n mai ieșe. Din întregul univers alegem un atom, o prietenă sau un prieten, o cantitate mică de energie și îi spunem te iubesc. Cu mult atașament investim o cantitate enormă de energie în acest obiect concret și astfel, încă de la început, ne pregătim automat pentru conflict. Prin construirea unui atașament atât de puternic, creăm în noi înșine o bombă atomică psihologică. Energia noastră internă este atât de dependentă de acest obiect extern, de acel băiat, de acea fată sau de orice altceva, încât atunci când se mișcă, tremurăm, ne tremură mintea, ne tremură viața. Dar acest obiect exterior este impermanent. Prin însăși natura sa tot timpul se schimbă, se schimbă, se schimbă. Dar caracterul atașamentului este că nu vrea ca lucrurile să se schimbe, ea vrea ca lucrurile să rămână așa cum sunt. De aceea, atunci când ele se schimbă, apare în noi multă îngrijorare și paranoia. Și când vine momentul să ne separăm de obiectul de care suntem atașați datorită morții sau dintr-un alt motiv, simțim viața mea s-a terminat. Desigur, acest lucru nu este adevărat. Putem vedea cât exagerează atașamentul. Acum n-am viață. Înainte aveam viață și totodată acum nu mai avem viață? Puteți crede asta? Dar acest lucru ne arată cât de mult exagerează și supraestimează mintea, care este, de fapt, concepția de bază a atașamentului. Este absolut imposibil ca fericirea noastră să depindă de un alt atom. O astfel de gândire materialistă este imposibilă. O astfel de gândire este complet greșită. Putem vedea în lumea de astăzi cum oamenii se îngrijorează că îi pierd pe alții. Oamenii își fac griji. Soția mea va muri, iubitul meu o să mă părăsească, prietena mea va dispărea. Toate aceste greși sunt rezultatul atașamentului, preocupării excesive pentru propria plăcere. În mod ironic, chiar dacă o numim plăcere, ea nu este de fapt plăcere.